Bună, dragi prieteni! Tehnic, consumul unui insecticid al plantelor, cafeina, cu care ele se apărau, bineînțeles, de insecte. Să le mânce frunza sau bobul, puiul. Dacă mai și fumam, mai aveam un insecticid la bord. Nicotina are același efect asupra insectelor, de a le înțepeni mandibulele celor care, folivore fiind, consumă frunzele cele mai tinere, unde este mai multă nicotina. Unul este o saponină, altul este un antioxidant, oxantină modificată și o metilată, metilxantină. Asupra sistemului nervos au efecte stimulative prin blocarea, în cazul cafeinei, a receptorilor de adenină, dar și dopaminergic prin secreția în zona mezolimbică și nu numai a unui mediator plăcut, dopamina, care se ne bucură. Așa că tehnic, când bem și cafea și fumăm dimineața, dăm cu flit. Adică ne bucurăm de aceste insecticide naturale. În general, piper și așa mai departe, tot ceea ce este până și în mărar, în pătrunjel, sunt alcaloizi cu rol insecticid. Plantele se apără de a fi consumate de insecte și de erbivore. Sunt mulți alcaloizi care ajung în laptele de capră, biostimulatori, fiindcă ele sunt mai puțin, să spunem așa, reticente de a consuma acești alcaloizi, saponine în special, și pe care de consecință ajung în lapte și mai departe efectul biostimulator, mai ales asupra plămânilor, al laptelui. Greu să te abții să bei o gură de cafea.